Un nou accident, cel de-al patrulea în decurs de o săptămână, s-a produs pe splaiul Independenței din Cluj-Napoca, lângă stadionul Cluj-Arena. Pentru că ar fi condus cu viteză prea mare pe șoseaua umedă, o șoferiță a lovit violent un stâlp de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs cel mai probabil pentru că femeia nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Din cauza ploii, șoseaua era umedă și într-o curbă mașina a derapat pe liniile de tramvai. Șoferița a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un stâlp. În urma impactului violent, femeia a fost rănită și a ajuns la spital pentru investigații, iar mașina a fost serios avariată. Acesta este cel de-al patrulea accident în mai puțin de o săptămână în același loc, fapt ce ridică semne de întrebare. Cum era de așteptat, șoferii s-au împărțit în două tabere când vine vorba de găsirea vinovaților. O parte dintre șoferi cred că liniile de tramvai sunt cauza accidentelor. Aceștia susțin că linia de tramvai nu este prevăzută cu o pantă laterală, astfel că apa dintre linii nu se scurge, fapt ce favorizează producerea accidentelor. Pe de altă parte, marea majoritate a șoferilor recunosc că nu liniile de tramvai sunt problema. Viteza și neatenția la volan sunt cauzele cele mai des întâlnite care sunt responsabile pentru producerea accidentelor rutiere.